La Universitatea de Științele Vieții, astăzi încheiem un proiect transfrontalier România-Republica Moldova. Coordonatori sunt cercetătorii Institutului de Zoologie din Republica Moldova și noi suntem parteneri Universitatea de Științele Vieții. Acest proiect, care se cheamă Team Up for Healthy Fish in Aquaculture System of River Prut Basin, se referă la faptul că în bazinul râului Prut am încercat cu specialiști de pe ambele maluri, români din Basarabia și români din Moldova, regiunea noastră a României, să facem o diagnoză ecologică a fermelor în care se află preponderent ciprinide crescute de diversi piscicultori, atât în România cât și în Republica Moldova, și să constatăm dacă toate condițiile de calitate ale apei sunt favorabile unei creșteri a peștilor în condiții ecologice și dacă patologia care implică uneori și aspecte de transfer a bolilor de la pești la om este bine controlată. Am elaborat un ghid împreună cu aceste aspecte de calitate a apei și în câteva capitole am discutat despre patologia peștilor, oferind piscicultorilor, biologilor, medicilor veterinari, crescătorilor de pești, celor din acvaristică, soluții pentru profilaxia și combaterea bolilor care, după cum știm, produc pagube economice importante. Alături de mine se află doamna academician Elena Zubkov, care este directorul acestui proiect, membru corespondent al Academiei Republicii Moldova și care va detalia și ea în câteva cuvinte aceste aspecte ale proiectului nostru, care pe o perioadă de 2 ani a avut, să spunem, destule evenimente foarte plăcute, printre care expediții comune pe teren, lucrul în comun în laborator și dumneavoastră vă va detalia și ceva legat de aspectele inovative legate de proiectul nostru. Vă mulțumesc! Doamna profesor, un moment important, așa cum spunea și domnul prorector Miron, un proiect ce are și utilitate nu doar pentru specialiști, ci și pentru comunitate. Da, ok. Vă mulțumesc pentru întrebare. Proiectul nostru se referă la domeniul cercetare și inovare. Și bineînțeles că orice proiect care îl înaintez, deja trebuie să ai ceva, măcar în bagaj. Așa și proiectul ăsta. Reprezentanții Institutului de Zoologie de mult timp lucrează în hidrobiologie, ecologie, ecotoxicologie și au mai multe, aș spune așa, elaborări care deja sunt testate și în producere. Și am vrut să vedem dacă noi putem să utilizăm bagajul celor care este la noi și potențialul celor universității din Iași, care are o experiență enorm de bogată și bună în domeniul parazitologiei. Adică am unit ceva din ecologie, din calitatea apei, din mediul de trai, cu obținerea produsului ecologic și prevenirea bolilor. Deoarece noi știm foarte bine că orice boală depinde din mediul în care trăiești. Înseamnă că ceea ce avem în heleștie, ceea ce avem în ecosistemele acvatice, ceea ce la sfârșitul avem pe masa omului, în produs piscicol. Am studiat starea, situația în câteva întreprinderi din bazinul hidrografic a râului Prut din ambele părți, din România și Moldova. Adică am văzut care sunt problemele, le-am adus la cunoștință oamenilor care sunt responsabili despre aceste întreprinderi. Chiar vreau să vă spun că am fost o leacă impresionată din nivelul cunoștințelor a pisciculturilor din România, deoarece ei deja au suport european din cauza ceea că ei participă la proiecte europene
Cu părere de rău, piscicultorii din Moldova sunt într-o situație mai grea, deoarece, practic, statul nu le dă nicio subvenție. Da? Asta e o ramură care necesită lucrurile astea. Și noi ne-am străduit așa cum am putut în aceste 18 luni, cunoștințele noastre să le transmite lor. Prin ceea ce noi avem, de exemplu, Institutul are brevetate, 6 brevete nemijlocind pentru producerea piscicultorilor, care sunt legate de ridicarea sau spărirea rezistenței peștilor la etapa de larve elevin, la etapele ontogenezei timpurii, la nivel de creștere a puietului, la nivel de creștere a peștilor comercial și reproducătorilor. Chiar în cadrul acestui proiect, noi am înaintat un brevet nou, care e legat cu spărirea eficacității de obținere a produsului, adică de înmulțire la peștere producători. Și brevetul este pus deja la AGP, noi l-am făcut în parteneriat cu partenerii din România. O trecut primele două trepte, adică dacă e prima treaptă asta, dacă asta e prioritate. Și a doua, dacă corespunde cerințelor pentru brevetare. Adică asta a fost și un obiectiv în proiect. În afară de asta, vreau să vă spun că noi acum am făcut un ghid unde am introdus tehnologiile cele care au fost elaborate de noi mai înainte pentru mulțirea peștelor care le-am citit, le-am spus. Adică eu cred că asta e un primul pas pentru colaborare în viitor. Măcar că eu vreau să vă spun că întotdeauna când vin la instituțiile cu care colaborez din România și prietenii ei care alături de noi, dar în sală, noi întotdeauna ne simțim că suntem acasă. Adică suntem în un colectiv de cercetători cu aceleași gânduri, cu aceleași intenții, cu aceleași... Adică, știți, ne ajutăm. Nu spune asta ajutăm, dar anume este un consorțium, este o înțelegere fără traducători, cum eu spun. Deoarece potențialul acela care este aici în domeniul parazitologiei, la noi este, dar poate mai puțin de pește. Sunt aici alături de mine, că este domnul care ne fotografiază tot, Ștefan Rusu, care e specialist în parazitologie la animalele domestice, adică o leacă e alt domeniu, dar totdeauna metodele, testele sunt aceleași. Noi avem o experiență bogată în studiul ecosistemelor acvatice, deoarece asta nu e primul proiect care noi îl facem în cooperare cu România. Am realizat până acum 3 proiecte mai mari decât acestea, unde într-un proiect am fost lider cu Universitatea Ion Cuza și cu Universitatea Dunăre de Jos. Adică întotdeauna avem aici un potențial care eu cred, după realizarea acestui proiect, să încercăm să facem proiecte mai mari din programul Orizont Europa și așa mai departe. Adică sunt multe posibilități de a uni eforturile și de atâta și proiectul se numește, adică se numește unirea eforturilor sau crearea unui consorțium pentru a colabora. Așa că nu numai cercetarea se dezvoltă, că asta tot e important astăzi, dar reșind din situația aceea că și în România este efectul ăsta, și în Moldova, totuși cercetătorii spuși o leacă la marginea bugetului, a cei ce rămâne le dă cercetătorilor. Dar noi ne-am ciocnit deja toți și în România și în alte țări, anume cunoștințele, anume cercetarea științifică, este dovadă pentru aceia să nu faci atâtea gafe când le avem alături de noi. Și până noi ne bazăm pe cunoștințe științifice, pe testări științifice, în orice domeniu, începând la construcție și terminăm cu un medicament care se vinde fără testare științifică și aduce pagube omului, fără cunoștințele cele, că substanța asta necesită omului în perioada asta, dar în perioada aceasta, poate o leacă mai puțin să fie, asta e ceea ce noi cunoaștem în domeniul ecotoxicologiei, în domeniul... Vreau să vă spun că noi am făcut pe alte proiecte acum și un ghid ecotoxicologic al care eu cred că face față și nouă și partenerilor din România și cred că să colaborăm și în viitor și dumneavoastră ați venit și ați vă bucurați de ceea ce noi putem și nu putem. Și să ne ajutați pentru ceea să fie promovată știința și inovarea.
să vă prezentați. Eu sunt Elena Zubkov, lucrez la Institutul de Zoologie. A fost Institutul pe lângă Academie de Știință. Acum noi suntem pe lângă Ministerul Educației și Cercetării. Sunt șefa Departamentului de Cercetare Hidrobiocenozilor, adică ceea ce este în ecosistemele acvatice, și ecotoxicologie. Ecotoxicologia asta e o cercetare care vede influența substanțelor cele care sunt în natură și cele xenobiotice care omul le sintetizează, cum influențează ei asupra vieții, de la ceea ce este în apă până la om, reșind din luând în considerație nu o persoană, nu o celulă, nu un organism, dar o comunitate de aceste organisme, o comunitate de aceste la diferite trepte a dezvoltării lumii vieții.